Criza mea de sarcină s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 3 ani, când aveam deja două fetițe și am primit cu mare bucurie vestea celei de-a treia sarcini. Din motive personale am ajuns mai târziu la medic, aveam peste 14 săptămâni, simțeam deja copilul mișcând. Eu mă simțeam perfect, nu aveam nici cel mai mic motiv de îngrijorare. Asta până când medicul, în urma ecografiei, mi-a spus că nu este totul în regulă, ba dimpotrivă, copilul are o malformație foarte gravă, anencefalie, o malformație incompatibilă cu viața. A fost o veste greu de digerat, cu atât mai mult cu cât medicul încerca insistent să ne convingă că avortul este singura soluție. Aveam scutul de protecție cu mine, pe soțul meu, care în perioada aceea și-a îndeplinit cu onoare rolul de bărbat al familiei și a încasat toate atitudinile negative și toate reproșurile pentru a mă proteja pe mine. Am întâlnit și oameni inimoși și medici profesioniști care nu au contestat nicio clipă alegerea noastră, însă i-am găsit pentru că i-am căutat și pentru că am știut foarte bine drumul pe care vrem să mergem. Cu părere de rău vă spun că majoritatea femeilor se opresc la prima consultație, aceea în care li se oferă doar avortul și nu au ocazia să descopere valoarea vieții pe care o poartă în pântece. Am născut-o pe Ioana, a treia fetiță, prin operație de cezariană, pentru că apăruseră niște complicații care îmi puneau sănătatea în pericol. Și chiar cred că acesta a fost prețul plătit de mine pentru ca ea să se nască în viață. Nu cred că ar fi reușit să supraviețuiască unei nașteri naturale din cauza condiției sensibile în care se afla. Protocolul spitalului interzicea intervenția medicală. Drept urmare, ea nu a primit niciun fel de îngrijiri, nici măcar îngrijiri paliative. A trăit totuși câteva ore, suficient cât să poată fi botezată de tatăl ei. Ne-am dorit foarte mult ca acest lucru să se întâmple. Dincolo de lipsa de sprijin în astfel de situații, este trist faptul că mama nu primește alternative, pentru că știm cu toții că o suferință nu poate fi depășită decât dacă o trăiești complet și o asumi, iar asta este posibil doar cu ajutor de la cei din jur. Vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat să fiu cât mai scurtă pentru că nu mă lasă cel mic. Dimitrie este născut la un an și puțin după nașterea Ioanei. Vă mulțumesc!